Hello, ce faceți, dragilor? Astăzi v-am pregătit două ceaunele pe picioare. Așa. Sper că ați dat like și share și follow la tot ceea ce înseamnă grase și țepoase. Așa. Și astăzi o să vă arăt cum să facem două terarii superbisime în aceste vase cu picioare de lemn. Bineînțeles, nelipsitele perle ceramice, bile ceramice, cum sfere ceramice, cum vreți voi să le denumiți. Nu uitați că ele absorb excesul de umiditate. Așa, în rețeta de astăzi, așa, adăugăm și vreo două linguri bune, așa, de praf de stele, a.k.a. cărbuni activ. Așa, și apoi pământ. V-am spus data trecută că eu prefer să amestec pământul cu perlit, această rocă vulcanică, ca să nu îngreunez pământul atunci când îl ud. Ceea ce se întâmplă atunci când pământul e udat cu nisip, da? Așa. Și pot să pun pur și simplu niște pământ și să-l amestec chiar și în vasul în care urmează să plantez, să-l amestec cu perlit, da? Deci nu e un stres prea mare. E destul de ușor să facem treaba asta. Așa, punem și în al doilea ceaunel. Să mai facem o porție de mâncare. O porție la dublu. Bun. Așa, după ce am pus pământ suficient, o să iau această plăntuță. Cum îi zicea la asta? Marmurata. Marmurata. E calanșoa, e marmurata. V-a zis că încă nu le-am învățat pe pe toate. Așa, uite cum arată, superbă. Deci dacă vă vine să credeți că asta este un soi de calanșoe, deci e absolut magnifică. Așa, după ce am pus această calanșoie superbisimă, ia uitați-vă. Da, cum să fie asta o eșeveria? Cum să fie asta o eșeveria? No, nu are cum, deci nu are cum. Plătuța asta este ceva incredibil. Și uite ce frumos se potrivesc plantuțele astea împreună. Așa, condimentăm totul cu niște crasula. Asta este... marinera. V-a zis că încă nu le-am învățat pe toate, au toate atât de multe denumiri și mie mi-e greu să le țin minte. Bun, și la final condimentăm totul cu niște burrito. Ia uite-l pe ăsta, uite-l pe grăsuțul ăsta cum arată. Așa. Cineva m-a întrebat pe Instagram dar cum mi-a venit denumirea asta. Adevărat că n-ai cum, uită-te la plăduțele astea cum arată. Li se potrivește perfect. Bun, și o să pun aceleași plante și aici, în cel de-al doilea. Ador aranjamentele care la fel. Ăsta aici nu mai încap așa de bine. Grăsuțele astea sunt mai grăsuțe decât astea alte. Așa. Ia uite, Doamne, ce minunăție! Așa, condimentăm totuși și aici cu un sedum burrito. Bun, și acum la final, niște bombonele de decor. Niște pietricele decorative, punem aici în mijloc. O, ce frumos arată! Și aici în mijloc. Și, bineînțeles, puțin mușchi conservat. Și ia uite cum foarte simplu ne-am făcut două aranjamente superbisime în două ceaunele. Două ceaunele cu mâncare. Două ceaunele cu grăsuțe. Și, bineînțeles, după ce am făcut aceste ceaunele de fine dining cu grăsuțe, le udăm prima dată bine. Și apoi să nu uităm că ele n-au nevoie de chiar atât de multă apă. Putem să lăsăm puțin pământul să se usuce între udări. Așa. Și ia uite. Uite ce frumuseți pe picioare. Niște grăsuțe.
A, așa. Ador aranjamentele identice și mi se pare că arată foarte frumos pe un birou, pe o comodă, pe o noptieră, pe unde vreți voi. Doar să le luați și să le iubiți. Că uite ce drăguțesc. Țineți minte, stop body shaming, love grăsuțele. Vă pup, pa!